În spiritul principiului transparenței și al onestității cu care mi-am îndeplinit atribuțiile de prefect, aproximativ 3 ani de zile, vreau să vă informez că astăzi voi înainta către prim-ministrul României demisia din funcția de prefect. Această funcție a fost pentru mine nu doar o oportunitate, ci și o mare responsabilitate, pe care am acceptat-o cu multă seriozitate și ca un angajament profund față de comunitatea dâmbovițeană. Așa cum bine știți, mi-am început mandatul în plină criză de COVID. La această criză, pe parcursul celor aproape 3 ani, s-au adăugat multiple alte crize pe care, împreună cu celelalte instituții ale statului, le-am gestionat, sperăm bine pentru comunitatea noastră. De fiecare dată, în aceste momente, am demonstrat că Dâmbovița este un județ solidar, conectat la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu oameni inimoși și cu instituții eficiente. Așa cum am promis încă de la preluarea mandatului, am fost mereu legătura dintre cetățeni și autoritățile locale și cele centrale. Am fost alături de societatea civilă și de toți partenerii noștri. Astăzi vreau să vă mulțumesc tuturor pentru toate eforturile depuse. Vă asigur că toți cei care lucrează în instituția prefectului, dar și în instituțiile subordonate acestei instituții, sunt oameni dedicați care fac eforturi constante pentru a oferi dâmbovițenilor servicii publice de calitate. Cunosc în profunzime problemele din comunitățile dâmbovițene. Am încercat, alături de conducerea Consiliului Județean, de primarii din OAT-urile dâmbovițene, dar și de Guvernul României, să găsim cele mai bune soluții la problemele oamenilor. Așa cum am declarat încă de la începutul mandatului, nu există soluții miraculoase, dar am avut mereu în vedere, în activitatea pe care am desfășurat-o, câteva principii fundamentale, și anume respectarea legii, transparența în luarea deciziilor, colaborarea deschisă între instituții. Aceste principii au fost fundamentul activității instituției prefectului și m-au ajutat să depășim împreună, cu succes, crizele întâmpinate. Am fost mereu alături de oameni, încercând să construiesc un liant solid între cetățeni și autorități. Creșterea gradului de încredere în instituții, corectitudinea și eficiența au fost priorități ale activității mele. Nu am acceptat ideea că merge și așa, ci am muncit cu dăruire pentru a asigura servicii publice de calitate. Deși mandatul meu se încheie la instituția prefectului, misiunea de a sprijini județul Dâmbovița continuă. Voi sprijini în continuare orice proiect de dezvoltare al acestui județ. Rămân un susținător al valorilor și principiilor fundamentale pentru care am muncit împreună. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor dâmbovițenilor pentru încrederea acordată, pentru colaborare și pentru că ați fost alături de mine în acest demers. Împreună am demonstrat că Dâmbovița este un loc în care solidaritatea și determinarea pot transforma oportunitățile în provocări. Mulțumesc pentru colaborare, pentru colaborarea deosebită, în primul rând colegilor mei subprefecți cu care am desfășurat activitățile pe parcursul celor aproximativ 3 ani. Mulțumesc aparatului de specialitate din cadrul instituției prefectului și colegilor din Cancelaria prefectului. Așa cum bine știți, legăturile mele cu administrația locală au fost unele profunde și nu se vor încheia odată cu depunerea mandatului.
Pe această cale vreau să mulțumesc foarte mult președintelui Consiliului Județean, să mulțumesc tuturor primarilor din localitățile din Bovițene, să mulțumesc conducătorilor serviciilor publice de concentrată, să mulțumesc mult comandanților de arme, tuturor colaboratorilor din societatea civilă și nu în ultimul rând, dumneavoastră, presei din Bovițene, care întotdeauna ați fost prezenți la activitățile pe care instituția prefectului le-a desfășurat. Și nu în ultimul rând, vreau să transmit un gând frumos familiei mele, care întotdeauna a fost alături de mine. Vă mulțumesc!